v-ați uitat la domnul Helvig? Nu. Nu poate produce surprize. Dar de ce nu vă poate produce nicio surpriză domnul Helvig? Că nouă ne-a produs. Uite, eu cu domnul Pistoi am stat și pentru mine a fost surpriza nominalizării, dar surprize prin ce spune, nu. Așa. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Helvig, poate doar dacă am trecut unul pe lângă altul. Deci nu-l cunosc, practic. Dar pentru mine un om care a început în politică ducând geanta lui Voiculescu, trădându-l pe Crin Antonescu și rămânând la fel de lipit de Iohannis. Și mâine îi va veni și rândul lui Iohannis, dacă lui Helvig o să-i fie mai bine altfel. După părerea mea, ăsta e tipul de om. Așa puternic. Iar pentru mine a fost un șoc anunțarea axei noi București-Berlin-Washington. E un text mai vechi al domnului Helvig, să le spunem oamenilor. A scris pe blogul său, care amintirea a dispărut între timp. A scris despre chestiunea asta și ne-am mirat și noi, da, și am zis, domnule, axa Berlin, de ce, dumneavoastră, de ce v-a surprins? Pe mine m-a surprins pentru că România are priorități de securitate națională și a fost o muncă, aș spune, poate nu de 10 ani, exagerez, dar cel puțin primul mandat a fost o muncă teribilă să devenim foarte credibili în această abordare care viza în primul rând securitatea națională, parteneriatul cu Statele Unite și implicit cu Marea Britanie, cu care de altfel am și semnat un parteneriat strategic, nu numai cu președintele Obama, dar și cu Marea Britanie. Deci, din punct de vedere securitate, cred că primele semnale nu sunt cele mai bune. Pentru că încrederea o câștigi extraordinar de greu, cu costuri enorme și cu atitudini care de multe ori parcă nu-ți vine să le ai, dar îți dai seama că este corect pentru a consolida încrederea să fii partener și când îți place și când nu-ți place. La fel cum ai pretenția de la marele partener transatlantic și de la Londra, și aici mă refer în primul rând la securitate, ca atunci când tu ai o problemă să le o poți explica, să o înțeleagă repede și să ți-o susțină. Da. Cu prilejul, tăteu. Vă rog, domnul Cristian. După propunerea lansată de domnul Klaus Iohannis, au apărut în presă informații care spuneau că sunt exacte, potrivit cărora americanii au fost înștiințați sec înainte. Eu n-am crezut în ele, că nu știu de unde putea să ia respectivă informația. Dumneavoastră ce credeți? Domnul Cristoiu, e adevărată informație? Sunt convins că așa a fost. În ce sens? Și vă spun... să spunem noastră că să facem știre. Vă spun public. La fel au aflat și de la mine denumirea lui Maior și a lui Ungureanu. Deci nu trebuie din să cer aprobare. Doamne ferește. Așa rezultă. Dar trebuie să ai înțelepciunea să o faci. Bun, este tipul acesta de slugi care lin clanțe pe la ambasade și da, ați întrebat la ambasada Statelor Unite. Cine-i ambasada Statelor Unite pentru un șef de stat? Dacă vreau să mă consult pe o problemă, sunt la Biden sau la președintele Obama, dar nu la ambasada de la București. Și acest lucru îl poate confirma orice ambasadă occidentală de la București. N-am luat în 10 ani nicio aprobare de la nimeni. Dar am intuit și ce trebuie făcut bine pentru noi și să devină credibil pentru parteneri. Pentru că dacă aș fi venit cu un... spre exemplu, la SRI sau la SIE, cu niște politruși de ăștia fără culoare și care s-au ocupat numai de sfărărie, fără să fie cunoscuți, fără să fie identificați ca opțiuni, cu siguranță mi-ar fi trebuit mult timp și mie și lor să-i fac credibil. Deci ca să provocăm un scandal diplomatic, după părerea noastră, informația dată că exact a fost dată de
ambasada Americii din proprie inițiativă sau s-au interesat jurnaliștii în ambasadă? Adică la ce informație? Era informația apărută ca sigură, ca un reproș că nu s-a consultat cu americani. Nu cred că a existat așa ceva. Eu știu limitele... Adică nu credeți că ambasada și-ar putea permite? Doamne ferește, vă garantez că așa ceva nu se poate întâmpla. Doar dacă România între timp s-a decredibilizat complet și o ambasadă sună la un ziarist și îi spune, frate, cum vă imaginați? Nu trebuia să se consulte cu nimeni din partea americană. Niciodată, iar eu o spun public, niciodată nu m-am consultat la numiri cu nimeni. Dar dacă nici la procurori, nici la șef de servicii. Dar dacă n-a sunat ambasada și au fost sunați direct din Statele Unite, jurnaliști... Nu, hai să o lăsăm. Da. Lingăi ăștia de clanțe. Bun. Întotdeauna dau impresia că le știu ei pe toate și știre, vorbește cu ei ambasadorul sau însărcinatul cu afaceri, îi consultă chiar. Deci dumneavoastră afirmați că sunt în presă lingăi de clanță la ambasada americană? Nu numai la ambasada americană. Nu că la cea rusească, nu cred. Vedeți că unii... că la Federația Rusă nu cred. Mai sunt și pe acolo. Vedeți că mai apar. Vă rog să mă scuzați, după două luni de la terminarea mandatului, am ieșit din haina președintelui și îmi permit să mă exprim liber. Deci nimeni să nu mă considere președintele României. Sunt cetățeanul simplu Traian Băsescu. Domnul președinte, da? nu e chiar așa. Purtați uniforma de președinte cu dumneavoastră. Nu, pardon. Sunteți... Atât ce mi-am permis să iau din insemnele pe care le purtam când eram președinte... stegulețul ăsta tricolor care continui să-l port la rever, da? Atât. Cu colegii jurnaliști ați rămas la fel de abraziv. Da, bun, noi marcăm... Vi s-a părut că e vreo unul mai dulce cu mine? Deci și asta... Deci nu și simt nevoia, nu simt nevoia să fiu lingău, domnul bun. Striblea. Bun, haideți să o rugăminte, să nu-i jignim pe oameni că... Deci nu jignesc pe nimeni. General, domnul, că eu sunt jignit, nume. Eu sunt jignit de dimineață până seara. Da? Ok, da? Bun. Îmi pare rău. Bun. Dar asta înseamnă că l-ați scos din cofă pe domnul președinte Iohannis, cum ar veni. Nu, deci eu vă garantez că președintele Iohannis nu avea nevoie de aprobarea nimănui și de consultarea nimănui. Acesta este stadiul la care eu am lăsat România. Nu avea nevoie de aprobarea nimănui. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea în momentul ăsta este, domnule președinte, ne-am uitat. A, domnul Iohannis, vorbitor de limbă germană, domnul Helvig, și el vorbitor de limbă germană, foarte multă lume s-a întrebat aici, domnule, mergem și noi dinspre Statele Unite, să te mai apropiezi de Germania, că așa a fost interpretarea și la masa Striblea, asta. Domnul Striblea, asta și justifică reacția mea, dacă ați văzut-o. Premierul de la Grifco a numit pe omul lui Voiculescu. Asta am vrut să atrag atenția, că e o numire greșită din punct de vedere a semnificației. România avea nevoie în fruntea serviciilor de informații de doi atlantiști ca să dea credibilitate. Acum, după ce a fost atât de vânturat și acel... articol al domnului Helvig cu axa spre Berlin. Păi deocamdată uitați-vă că Marea Europa nu e capabilă, nu are forță de negociere pentru Ucraina. Cum vă imaginați că la o adică vor veni militari germani să genereze un efect de descurajare pentru eventuale agresiuni dinspre Est cu axa prin Berlin. Dar de ce credeți dumneavoastră că l-a pus domnul Iohannis pe domnul Helvig? Nu știu. Deci sunt considerente pe care eu nu le pot explica. Nu vreau să vorbesc nici de lipsa de experiență, nici de înțelegerea semnificațiilor. Dumneavoastră ați luat un om de la opoziție, mă rog, tot politician, tot. Bun, pentru că cu alt traseu, adică omul avea niște școli. Pe mine m-a interesat traseului profesional și politic la Maior și îndeplinea toate condițiile.